Consilierii din Râmnicu-Sărat s-au întâlnit astăzi în cadrul ultimei ședințe din 2015. Ei au discutat și aprobat 19 proiecte, dar au și analizat activitatea din acest an. La unison, aleșii locali s-au declarat mulțumiți de atmosfera constructivă din timpul ședințelor, care a contribuit la adoptarea unor proiecte necesare modernizării orașului. Noi, în opoziție, am susținut proiectele care erau în interesul cetățeanului. Au fost discuții pe marginea unor proiecte pe care noi nu le-am agreat. Și ne-am abținut sau au fost împotrivă. În general, atmosfera din Consiliul Local a fost una care a permis desfășurarea lucrărilor în bune condiții. Felicităm investițiile și toată activitatea condusă de Spitalului Municipal Râmnicu-Sărat. Acest Consiliu a funcționat foarte bine, a fost o înțelegere între toate partidele, de unde și rezultatele care am avut la nivel de oraș. Proiectele au funcționat, n-au avut proiecte respinse. În 2015 a fost o activitate benefică, din punctul meu de vedere, adusă râmnicianului de rând, adusă omului care locuiește în municipiul Râmnicu-Sărat. Mi-a plăcut că, într-adevăr, am format o echipă, de am și fost votați de râmniceni, să formăm o echipă, să lăsăm politica la o parte și să votăm tot ce este benefic pentru cetățeanul râmnician. În 2015, la Râmnicu-Sărat, au fost finalizate lucrările din cadrul a 4 proiecte finanțate din fonduri europene. Acestea au vizat modernizarea străzilor, reabilitarea a 2 licee tehnologice și a muzeului municipal. Investiții importante au fost realizate și la Spitalul Municipal. Unitatea medicală a fost dotată cu un computer tomograf, un mamograf și 100 de aparate de sterilizat aerul pe bază de radiații ultraviolete. 2015 a fost un an deosebit în care am reușit să închidem 4 proiecte europene și care au adus un plus de performanță în ceea ce privește nivelul de trai, nu numai nivelul de trai, ci și o bucurie am văzut în rândul râmnicenilor pentru faptul că au un spital modernizat, pentru faptul că am adus un tomograf în spital, am încheiat și anul bugetar cum trebuie, toată lumea este mulțumită, sperăm din tot sufletul să se schimbe legislația și să aducem și locuri de muncă în anii următori, pentru că știm că aici este durerea cea mai mare a râmnicenilor. În ședințele din acest an, consilierii din Râmnicu-Sărat au aprobat 10 de proiecte de hotărâre, iar toate au primit avizul prefecturii Buzău.